Zicem, 2 pe 3 totul la 2. Totul la 2, da? Da. Plus 2 pe 9. Cine vrea să lucreze? Eu. Zi. 2 la 2 e 4 pe 9. Plus 2 pe 9 egal cu 6 pe 9 se simplifică printr-un 3 și ne dă 2 pe 3. Cine vrea să lucreze? 2 pe 3. Sunt înainte, ți-am zis. Am altă treabă de făcut acolo. Seara asta, asta e programul. Profesorul ți-a spus asta, faci așa, da? 1 pe 2 totul la 3 este mult mai sănătos, ce spuneți. 1 pe 2 totul la 3 plus 1 pe 8. Blanca? 3 supra 6 3 supra 6 9, da. Închide gura. Uite la următoarea, de drumul și lucrează. 3 supra 2 la 3, Anguța? Nu-i 2 ori 3, ce e 2 la 3, Acuiule? Și cât e? Dar ce exact un pic, un pic, Acuiule. Următorul. Deci aici ai 3, da? Ai zis că... Domn profesor, nu mai un pic, că... Deci e 1 la 3 și 1 la orice putere... 1 ori 1 ori 1, de 3 ori. Cât faci? 1 ori 1 ori 1. Deci e 1 pe 8 plus 1 pe 8, bravo, Anguța, și este egal cu... Acum avem același... Avem așa, același numitor, se adună numărătorii, se simplifică prin 2 și ne dă 1 pe... Bravo. Următorul? 9 pe 4 ori 2 pe 3. 9 pe 4 ori 2 pe 3, totul la 2. Eu. Minus 1 pe 4. Da. Simplificăm și ne dă 3 pe 2 totul la 2-a, minus 1 pe 4, egal cu 9 pe 4, minus 1 pe 4, și egal cu 8 pe 4, care face 2. Așa și face 2. De acum dai drumul la lucru și numai dacă n-ai făcut, ai greșit, atunci te pai pun. Da? Tu lucrezi individual. Lucrăm cu Anca. Deci avem minus 1 pe 2 plus, în paranteză, 5 pe 6 minus 1 pe 3 totul la a doua. E calcul. Minus 1 pe 2 plus 25. Am putea? Atent. Numitorul comun. Aici e de scădere. Facem întâi scădere și după aceea... Ce ai avut de gând să faci? Să ieși la pătrat, da, acolo. Da. Dacă ar fi fost, dacă ar fost înmulțit de fiecare, dar fiind scădere, trebuie să facem scădere și cum? Pe 1 pe 3 nu pe 1 pe 3, pe 1 la plecăm cu 2. Așa. O să avem 5 minus 2. De 5 minus 2. 2 la 3. Cât fac 5 minus 2? 3 pe... Te duci de multe față. Important. Și trebuie să fie dumneavoastră. Și trebuia ăsta 3 supra 6 care sesizăm că se mai simplifică ca să aducem la ireductibilă. Adică prin 3 și 1 pe... 1 pe 2. 1 pe 2. Zici bine, am câțat. Totul la? Și acum? Totul la 2. Și este egal cu... Nu lucrează, că este doar pe tablă. Tu n-auzi, mă, că așa face și ea. Ia să duce înainte, lucrează și... Să uită în urmă. Aduțu, hai ca să poată să urmărească și ea. Lucrează în continuare. Unde nu știi, te oprești și lucrezi cu noi. Asta, asta este. Da, nu sunt sigur dacă mi-a dat bine. Nu păi ești sigur, te uiți. Mai, te duci înainte. Da. Să-i spui. Și ești înainte. Minus 1 pe 2, iubita. Și când s-a terminat, e greșit să te uiți dacă ți-a dat corect. Da. Plus, dacă nu ne atenționezi. Nu mi-a dat așa. Și nu le luăm atunci. Supra, 2 la a doua, Anguța, nu-i 2 ori 2, ci 2 ori... Da, e 2 ori 2 în cazul ăsta, dar e 4, da? Și este egal cu, aici, da, și este egal cu minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1, Anguța, aici vreau. Minus 2 plus 1. Deci ăsta e cu minus, ăsta e cu plus. Deci uite cum face domnul profesor. Ăsta e 0, da. Ăsta e 1, minus 1, minus 2. Vezi? Minus 2 plus 1. Ia uite. Deci minus 2 înseamnă că minus 2 e compus din minus 1, minus 1. Deci 2 de minus 1. Da. Și un minus 1 cu 1 se anulează și se anulează 1, minus 1. Minus 1, iubita. Adică pui semnul la cel mai mare. Adică minus 2, unde eram?
nu știu, a, uite aici, minus 2 plus 1. Minus și le scazi. Tu ai datorii 2 lei, ai datorii 2 lei și ai în buzunar numai 1. Mai rămâi datoare cu un leu. Mai rămâi datoare. Deci pui minusul. Exact. Aici încă nu este clar și domnul profesor. Sigur, nu, să mai insistăm puțin, știți? În momentul nu știu care... cum să explicăm, că vreau să-i fie clar, că o să aibă și... Care e rezultatul? Minusul 1 pe 4. Nu mai dă. Mie da. Așa mă văd. Da. Hai să vedem, Adi. Așa mă văd. Sunt pe 4, le luăm. Le ducem de la început. Deci a fost așa, minus 1 pe 2, da. Plus. Ai lucrat această paranteză. Da. Cât ți-a dat această 3 paranteză? 3 pe 6 și am mai simplificat-o cu 3. Și mi-a dat 1 pe 2 și totul la a doua. Da. Și mi-a dat minus 1 pe 2 plus 1 supra 4. Corect. Da. Am amplificat-o pe prima cu 2 și mi-a dat minus 2 pe 2. Minus 2 pe 4, dacă e numitor. Ai aceeași numitor, de-aia e amplificat cu 2. Da. Pune un da, singur da. Numitor. Pune numitorul și după aceea lucrezi numai numărul 2. Minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1 face minus 1. Da. Adică să știi că dacă nu finalizezi corect, punctul nu ți se dă. Sigur că da, adică... dar e făcut excelent acum. Da. Pentru asta te felicit. Bravo. Pentru că te-ai dus singur, exact. Ai controlat să vezi dacă ți-a dat. Corect. Și nu. Și atunci am văzut. Exact. Da. Și de aceea vreau să spuneți, pentru că și tu și Anca observ că unele chestii nu vă sunt clare și eu chiar vreau să le înțelegeți. Haideți. Gata, acolo am venit. Aici, gata. Am mers. 2 pe 5, 2 pe 5 totul la a doua. Da. Ori, 2 în 3 și o doime. 2 în 3 și o doime totul la a doua. Minus 1 pe 3 totul la a doua. Cine lucrează? Nici Adina a făcut-o, nu? Ba da, am făcut-o. Pe asta ai făcut-o? Da. A, bravo. Hai. Vreau să văd dacă mi-a dat corect. Corect. Atât tot. Atunci gura. Hai. Ție-am putut. Nu, mi-a dat corect. 4, 4, 4, bravo, 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 bine. Bravo, 4, 4, 25, ori. Aici întâi să băgăm întregi în fracție, am pus-o. 2 ori 2, 4 și 1, 5 pe 2. 5 pe 2 tot la a doua, o să fie? 25 pe 4. Bravo. Da, am dus 25 supra 4. Bravo, am putea, da, minus. Aici vreau să știu. 1 la a doua e 1, supra. 3 la a doua? 9, corect. Și acum vedem că înmulțirea asta ce putem face, am putea. Să eu lăsăm, ia să vorbească. Da, da, am lăsat-o. Ați văzut, a zis, se simplifică și atunci am simplificat. Da. Și este egal cu? 9. Nu, aici, am puțin. Păi... S-au simplificat toate, cât dă? Nu dă 0. Nu dă 0. E 1. 1, iubita mea. E 1 pe 1. 1 minus 1 supra 9. Ai înțeles, am puțin? Da, s-au simplificat, e 1. 1 peste tot, 1, 1 e 1. Și 1 pe 1 e 1. Amplificăm pe 1 cu 9. Corect. Și va fi egal cu 9 minus 1. 9 minus 1. 9 minus 1, Ancuța. 9 minus 1. 8. 8. Și numitorul comun, că doar de aceea am amplificat. 8 pe 9. 8 pe 9. Mai departe, de domnul înainte, nu mai te bucura. Că îi vezi timpul. Să-și bucuria rezultatului. Da, să e ridicat capul, e ridicat și totul bine. Mai departe. Bravo, Ancuța, hai. Tot Ancuța, domn profesor, da? Da, da, dar numai cu ea lucrăm. Da. Dacă ei merg în față, nu îi deranjează. Vă spune, domnul profesor. Imediat. Suntem la ce punct? Pe 1 pe 4 minus 1 pe 6, totul la a doua. 1 pe 4 minus 1 pe 6, totul la a doua. Înmulțit cu 3, 6 pe 5. Înmulțit cu 36 pe 5. Înmulțit cu 36 supra 5. Minus 3 pe 15. Minus 3 supra 15. 15 e egal cu 1. Ancuța, ce crezi că trebuie să facem aici? Să aducem la același minut. Bravo. Care crezi că e? Amplificăm pe 1 cu 6. Nu trebuie să știi numitorul comun. Numitorul vreau să știu întâi. Ce număr cel mai mic se împarte și la 4 și la 6? Păi înțelegem dublul 6. 6. Nu, dublu, dublu. Adică 2 ori 6. 12. 12 se împarte și la 4? Da. Deci înseamnă că 12 merge cel mai bine.
12. Și atunci pe prima o amplific cu 3. Pe a doua cu 2 și o să am... Uite, eu pește Anca, pe Anca o lăsăm. 3. Am pus numitorul comun, ca să nu greșim. 3 minus 2, care fac? 1 pe 12. Am și scris. Totul la 2. Corect. Ori 36 pe 5 minus 3 pe 15. 3 pe 15 nu merge nimic? Să simplificăm prin 3. Da, și e minus? Minus 1 pe... pe 5. Pe 5. Că 15 da. Împărțit la 3, da? 5. 5. Și este egal cu... aici vreau. 1 la a doua e 1, supra 12 la pătrat, 12, 12 pătrate, perfect, 144. Unde 5 cu 5 am puțat? Iubita, uite aici. Numai în înmulțire asta dacă pot să fac vreo simplificare. Și observ că 3, dublul 36 e 72. Ar fi jumătatea lui ăsta, 72. Deci asta înseamnă că ăsta, în ăsta intră de 4 ori. Deci fii atent cât de repede dacă vă faceți niște... Nu degeaba am făcut un antrenament acela în clasa A când anticipați rezultatul. Ăsta este lucru important, da? De 2 ori 36, 72 și încă o dată 72 plus 44 se simplifică 4... Și de 1 pe 4 ori 5, adică 1 pe 20, 20 minus... Minus 1 pe 5, iubita. 1 pe 20. Uite, am pus aici să-mi dăm. Uite. Minus 1 pe 5, da? Da. Minus 1 supra 5. Amplificăm cu 4. A doua fracție cu 4. Și o să avem numitor comun 20, că de-aia l-am amplificat. Și o să avem 1 minus... 1 minus 4. Ei, uite aici. Bravo! Minus 3, pentru că le scădem și dăm semnul la cel mai mare. Minus 3 pe 20. Așa te da, Miruna? La care? La care? Asta, 1 pe 4 minus 1 pe 6. 1 pe 4 mi-a dat 2 pe 5. Mi-a dat 2 pe 5. 2 pe 5? Da. Ție 3 pe 20? Deci la nici unul n-a dat la fel. Domnul profesor, nu mi-a dat. La toți trei le-a dat diferit. La toți ne-a dat diferit. Bun. O mai luăm o dată de la capăt. Nu, e gata așa. N-am mai scris. Mă scuzați. Deci ai greșit. Nu știu, eu vreau să văd cine a greșit. Azi, condul e greșitul de la început. Anca l-a văzut, l-a condus, acum tu el din nou. Deci, 1 pe 4 minus 1 pe 6. Nu scrim din nou. Ii uităm acolo. Deci 1 pe 4 minus 1 pe 6, totul la a doua, ori 35 pe 5, nu? 36 pe 5. 36 pe 5 minus 3 pe 15. Da, am amplificat de prima cu 3 și a doua cu 2 și mi-a dat 1 pe 12, nu? 1 pe cât adiți a dat? 1 pe 12 ori 36. 1 pe 12 la a doua? Că era toată paranteza la a doua. Nu. L-ai pus totul la a doua? Păi pune, pune acum. 1 pe 12 totul la a doua. Că așa a fost paranteza. Tu știi ce... Degeaba știi să le faci dacă nu faci corect. Deci te uiți cu atenție. Nu să iei punctul, iar nu iei... Tu zici, n-am uitat să pun la pătrat. Da. La revedere. Păcinte. Bună ziua. Și acum uite-te, vin la a doua, 1 pe 12 la a doua face 1 pe 44, cățuți da. 44, mulți cu 36 pe 5, minus 1 pe 5. Se simplifică 144 cu 36, da? Și face 1 pe 4, 5, 20, minus 1 pe 5. 1 minus 4 pe 20, minus 3 pe 20. S-a refăcut? Da. Hai, ei, da, hai scrie, nu da, că tu ai uitat la noi și gata, scrie. Ai făcut egeșițiu, asta vreau spune, nu ai făcut nimic. Nimic, scrie te rog, hai că nu-l cerc, scrie corect. Taie-te al tău și scrie-l încă o dată, te rog. Hai că te așteptăm, uite, te așteptăm mai să-l faci. Vorbește tu acum, deci 1 pe 4 minus 1 pe 6. Zi, 1 pe 4 minus 1 pe 6, totul la a doua, vorbește. 1 pe 4 minus 1 pe 6, totul la 2, ori 36 pe 5, minus 3 pe 15, egal cu pe prima cu 3 și a doua cu 2, și ne dă
3 minus 1 pe 12 totul la 2, ori 36 pe 5 minus... Aoleu, cum scrii? Nu se poate. Deci un exercițiu dacă ai să-l scrii așa, și minus, plus, de acolo, nu se termină. Tu n-ai să știi, nici profesorul nu înțelege, n-ai să înțelegi nici tu nimic. Asta e și în capul tău. Redactarea e foarte bătată. Deci te rog să scrii așa, ia-o de la capăt, egal cu, să se vadă clar, adu-ți-o, să înțelegi. Nu se poate așa, lasă mama ei de economie de caiet. Deci atenție cu redactarea. Uite, la tablă sunt... Încearcă să redacteze perfect, mai are și acolo niște erniță, dar se grebește. Mihaela, am eram rog? Jos, eram jos. Da, te-am înțeles, te-am înțeles. Am ținut și insist pe chestia asta, deci când ai pus așa, e perfect, când ai pus aici, e perfect, perfect aici, când Adi face așa, egalul sus, fracția asta răzut da, aici, aici, aici minusul ăsta nu l-am pus chiar bine, dar în rezultat, domnul profesor, am încercat. Da, eram da. Jos acolo, dar să știți că eu mă străduiesc să fac bine. Perfect. Numai anunț că îndată ce fracțiile sunt în ala asta, eu aș fi pus-o chitrinată de important. Da. Dar ca să plac ochiului la punct, la linia asta, da, domnul profesor, da, am înțeles. Stai să vedeți ce frumos scriutura viitoare. Vă promit. Și atât ți-am făcut în observație direct, ca să înțeleagă, exact. Să înțeleagă copiii mai cum ales. Cum trebuie să scrie. Da. Ca să mă vedeți acum, cum mă corectez. Bine, să văd. Vă promit. Zice. Gata, Adi? S-a terminat? Ieșiți-o? Da. Minus 3 pe 20. 5 pe 2 totul la a doua. Minus 1 pe 4 totul într-o paranteză dreaptă. Ori 5 pe 6. Adică te uiți la redactare. Dacă nu redactezi exact aici, să știi că ți iau caietul și ți-l pun la cameră. Deci, se vadă tot omul după ce noi am discutat chestia asta, cam ce, cum lucrești. Deci, vă spun, egal mai departe. Atât? Da, atât. Anca lucrează. 25 pe 4. Da. Într-o paranteză sau cum fac? Da, deci, într-o paranteză repede. 25 pe 4. Crezi că mai este important să scrii în paranteza? Da. Da. Este important, da. Că totul se mulțește cu 5 pe 6. Da. Deci, în locul paranteze dreapte, am pus rotundă. Bine? Minus? Minus 1 pe 4, 5 pe 6. Minus 1 pe 4, totul. Puteam aici să facem? Da, minus 24 pe 4. Care face cât? 25. Numitor comun. E 4 și zis? Și atunci face 24 pe 4. Ori 5 pe 6. 24 pe 4. 24 pe 6 la 4. Face pe 4 și la 4. Exact la 4. Da. Și de 6. 6 ori 5 pe 6. Este egal cu 5. 5. S-a terminat rezultat. Egal alte ghiși. Foarte frumos să redactați. Da, pierd din viteză, dar să știți că scriu perfect. Mă interesează, chiar dacă ceva pierd din viteză, mă interesează redactarea. Gata, da. Așa fac. Zice, Anca. Dar la fel să apar și pe caietele voastre. Normal. Deci 2 pe 5 plus 1 pe 10 ori, în paranteza asta, ori 1 pe 3 totul în paranteză dreaptă la pătrat minus 1 pe 4 egal cu da, deci la 5 aplicăm pe 2 acolo. Numitor comun acum? 10. 10. Și o să am? 4 plus 1, 5. Lăsăm așa, 5 pe 10, ca să vadă. O să simplificăm la următoarea da. Etapă. Ori 1 pe... 1 pe 3. Da, totul la... Minus 1 pe 4. Egal cu... Simplificăm de fiecare dată și fracția sus-jos, adică să o facem ireductibilă. 5 cu 10 se simplifică la ca și face 1 pe 2. Da. Și o să dea, aici a rămas 1, Ancuța. Și o să dea 1 ori 1. 1, 2 ori 3.
6 și face 1 pe 6 totul la pătrat. Hai, vorbește, vorbește, vorbește. Egal cu 1 pe 36 minus 4 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 minus
2 ori 3? Minus 1 pe 6. Se pun în dreptul linii de fracție, vezi, îl pun frumos așa ca să mă încerc de domnul profesor. Plus 1 supra 2, uite, observ că aici nu vine fracția direct și iar mă ceartă. Totul la a doua. Totul la a doua, nu mă mai trebuie să scriere. Nu vreau să mă încerc de domnul. Plus 8 supra 9. Pictez. Deci eu, în așa, cu așa ritm, eu merg foarte bine. Hai, zi-l după mea. Lucrez paranteza asta, da? Numitor comun. Numitor comun. 6 da. 6 da. Asta cu 3. O să-l pun pe 6, ca și numitor, că l-am găsit. Da? Și o să am așa, minus 1 plus 3. Cât dă? Cât despediam? 3 mai mare. 3 minus 1. 2. Și 2 are, 3 ăsta are plus în față, așa că semnul lui rămâne, da? Da. 2 pe 6, o să-l las așa, totul la a doua. Da, da, da. Plus 8 supra 9. Și este egal cu? Da. 2 la a doua. 4. Supra. 6 la a doua. 36. Plus 8 supra 9. Numitor comun 36, am plinit a doua cu 4 și va da pun numitorul comun, este egal cu supra 36, l-am găsit și pun 4 plus 2, 36 și este egal cu 1. Cât v-a dat? Adi, Miruna? Mie mi-a dat 1. 1, ne-a dat și nou. Bun, deci am lucrat corect. Bravo! Domnul profesor, ce mai lucra? Da, următoarele. Mai sunt? Da, o grămadă. Deci zicem repede la ce greșițul la a doua. Da, așa. 1 pe 2 totul la a doua. Plus minus 3 pe 2 la a doua. Închidem totul într-o paranteză de altă. Înmulți cu minus 4 pe 5. Oare minus 4 pe 5. Egal cu. Cine vorbește? Anca, da. Cum am puțin? 1 pe 4. 1 pe 4, da, corect. Plus. Da. Deci, fii atent, în puțin. E și minusul la a doua. Asta înseamnă că îl afectează. Minus ori minus, că e de două ori, la mulțire, minus la putere pară, e plus. Și așa că nu mă interesează acel minus. Și o să fie 3 la a doua, 9, supra, așa. O să pun într-o paranteză, da? Așa. Ori, ăsta îl las așa, n-am ce să-i fac, nu era nicio putere. Ori minus 4 supra 5. Și este egal cu... Nu, avem același numitor. Îl scriu. 1 plus 9. 10 pe 4. Ori minus 4 supra 5. Opa! E mulțire. Asta îmi permite să simplific. 10 sub 5. Și va da. Atenție la semna, dacă vreau. Am o mulțire, unui cu plus, unui cu minus. Unui cu plus, unui cu minus la mulțire. Vezi, dușmani, n-am ce să le fac. Așa rămân. Yeah. Și? Și cât da? Minus 2 pe 1. Păi minus 2 pe 1. Minus 2. Minus 2. Adița da minus 2? Da. Da. Deci minus 2, nu? 2. 2 este în dreapta, e pozitiv. Minus 2 este în stânga. Așa că, zicem următoarea exercițiu și anume 3 pe 5, totul la a doua. 3 pe 5. 5, totul la a doua. Minus. Numai 2 pe 5 la a doua. Minus 2 pe 5 la a doua. Deci minusul nu-i la a doua. Am înțeles? Da.
Tot într-o paranteză, împărțit la 2 pe 5. Împărțit la 2 pe 5? Da. Anca, da? Da, Anca. Ancuța totul e cu 9 supra 25. Da. Minus 5. 4 supra 25, da? Ori 5 pe 2. Să o pun într-o paranteză sau să pun... O paranteză. Să las așa. Ori? 5 pe 2. Este egal cu... Avem același numitor. 5 pe 25. Și va fi 5 pe 25. Da? Ori? 5 pe 2. Ori 5 pe 2. Și va da? De ce? Se simplifică anguța. Dacă vrei 5, ori 5, 25 pe 25 e 1. 1 pe 2. Și răspunsul este 1 pe 2. Cât? Iar vezi al drept, s-a dat 1 pe 2. Da. 1 pe 2. Și acum o să la ce? Cum o să fie? Da, ce deci o... suntem la ce? Ce? Da, și o să aici. Am unde la ce? Da. Bun. Da. Haideți să ne oprim, că ne așteaptă de prea multe corect vreme, s-a făcut timpul pentru corect prietenul nostru. Ai așa casă, dragi. Da? Dar vreau să văd. Are măcar numitorul comun. Hai, hai, nu știi să faci. Nu, numitorul comun, atât. Numitorul, hai, zi, numere mari. Hai, zi repede. Deci, pătrată rotundă. Pătrată rotundă, da? Da, 3 cu 4, totul la 2. 3 pe 4 totul la a doua, da. Plus 15 pe 2 totul la a doua. Da. Minus 19 pe 8 totul la a doua. O închid în pătrata. Ori. Ori. Minus 32 pe 24. Știu că nu e așa. Închid în paranteza rotundă și atâta. Și egal cu... Egal cu of, domnul profesor, v-am promis. Da. Așa. 9 pe 16. 9 pe 16. Plus. Imediat ajut, imediat ajut. Cu zi, zi. Deci 9 pe 16. Mi-am promis, domnule profesor, da, sper să mă țin de promis. Plus 25 pe 4. Da. Minus 361 pe 64. Nu știi numitorul comun? Nu, atâta. Totul de mulțit cu... Da, totul de mulțit cu minus 4 pe 3, că am făcut eu. Păi, că o să cel mai mic număr care se împarte la toate. 64. 64? Da, acum. 64 se împarte la 16 și la 4? A, da. Pentru că tot te-a pus între 64 și 4, 16. Aceasta e cea mai păcuboasă idee. Ai văzut că ți-am dat numitorul? Da, 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 da. Totuși, știi, vezi că aveți 16 pe 25, care sunt nume mari. Extraordinar. Iar aici, da, de adică, puteai să te gândești la, înainte a fi la pătrat, numitorul comun între 4, 2 și 8 este 8. Și vin la pătrat, 8 la 2, 64. Deci asta era... Și să mulțim 16 cu 25, crede-mă, mi se pare da, clasa 4. Și ce dacă? Deci numitorul... Și bine, și numitorul e 64, poftim, da, da, 64, am poftim, înțeles. 4 ori 9, 36, plus, cât de aici 400, da? 400 minus 361. Uite, da, hai că poți și facem, ori, minus 4 supra 3, am promis domnul profesor că scriu frumos, de-aia n-am viteză. Da. Dar vă fac. Nu e nimic, lucrul merge. Vreau să remarc un lucru. În seara asta am făcut un... Prin pas, spre ceea ce îmi propun de foarte multă vreme, lucru individual. Deci, ideea pe care am pus-o la punct în prim pas, a fost asta. Vorbește domnul profesor. Anume, să ne respectăm fiecare ritmul lui. Și atunci, ritmul tău, Miruna, fiind foarte bun, trebuie exploatat la maxim. Că în condițiile în care tu aștepți ca să vină celălalt de în urmă, pierzi niște timp. Nu mai bine în timpul ăsta să lucrezi independent, că nu este important ca să se audă la cameră când faci și tu o negheștiune. Important este să crești în valoare la fiecare moment. Ori chestia asta. Al doilea, ai plecat tu, Adi, nu?
Da. Și ți-am tras atenția că se poate, cu o singură mențiune. Trebuie redactarea exercițiului făcută. E redactarea atentă. Poți să fac ce? O poză? La ce? Da. La final, ca să-l copii acasă, domnul. Da, da, da. Da, da, da. 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 Dar de ce să le ștergem? Ștergem mai bine să-l șteargă, ca să nu mai facă o poză. Bine, dar la pe... Ai pe Google, te uiți pe proful online, dar de la mâine, voi mâine, că răbuie. N-am mai pus Cristi. N-am mai avut timp, probabil. Și eu am întârziat, n-am mai pus filmele. Abia azi dimineață le-am pus. Am pus pe toate vreo 16 filme. Asta e. Și dacă aia... o să urmează, o să curgă linia. Da, da, da. Că dacă îmi place să dau share de aia. Da, da. N-am mai avut... eu, vinovatul, că dacă am plecat el la... Gata, te lasă să ștergi. Așa, da. Ce-am făcut astăzi? Ce-am făcut astăzi? Dacă vrei, scriu, domnul profesor. Probleme la dreptul cu dreptul. La geometrie, deci, pe dreptul. Deci, 1. Așa, pe dreptul. Da. Dreptul. Și... concurența înălțimilor. A fost important acolo. Concurența înălțimilor într-un triunghi. Ce-ți împărtați? Ca să lucrăm mult mai mult. Așa. Doi. Operații. Și cu puteri. Cu puteri. Operații. Operații. În Q. În Q. Înmulțire și ridicarea puterii. Da. Înmulțire. Adunare, a fost înmulțire. Operații în Q. În Q, puteri. Da. Deci la revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profanan și vă dorim o seară bună în continuare. Și promite să scrieți ca mine, că eu am făcut eforturi aici. Deci vreau să vă văd caietele. Domn profesor, cum îmi cereți mie, trebuie să le cer și eu lor. Păi nu numai eu am să le cer, așa? Dar la viitoare, la redactare, vin da. Cu caietul și mi-arătați caietul. Așa, domn profesor, așa, da, e corect. Ca să mă simt și eu... Da, că munca ta da. A fost respectată. Exact. În sensul că modelul pe care l-ai... Eu v-am promis, da? Uitați. Modelul pe care l-am propus... La revedere! Dar să-ți luați ceva.